Supra. Supra, ăla e 0, ăla e 0, 3 yen. Așa, Supra, 3 yen. Da? 3 yen. Păi și ăsta? Pe frate. La 0 se duce. Tot la 0, că el nu aici. Da? Deci e egal limita asta cu 0. Egal cu 0. Știi cât e rezultatul? Pus acum în variante? E 0. 0, da? Deci ai pus 0. Tu trebuia să alegi din cele vreo 3 variante sau 4 care sunt, sau 5 care o fi în sfârșit, cea corectă. Dacă se găsești cea corectă, știi să o faci. Da? Ia să vedem alte limite. Limită, bine. 3 yen la a doua plus 5 yen minus 1 supra 4 yen la a treia minus 2 yen plus 1. Hai să zic 4 yen la a doua. Să lasă și 4 yen la a doua. Da. Cât face oare limita asta? O lucrăm. Sigur. Deci egal cu limită din yen pătrat pe lângă. Da. 3 da. Plus 5 pe yen. Așa. Minus 1 pe yen pătrat. Minus 1 pe yen pătrat. Ținem paranteza, totul supra. Da. Dă și jos la pe yen pătrat. Pătrat pe lângă. 4 minus 2 supra yen. Da. Plus 1 supra yen pătrat. Așa. Se simplifică yen pătrat cu yen pătrat. Da. 5 pe yen tinde la 0. Așa. Minus 1 pe yen pătrat tinde și el la 0. Da. De jos 2 pe yen tinde la 0. Da. Și 1 pe yen pătrat tinde și el la 0. Așa. Și va fi egal cu 3 pe 4. 3 pe 4 e numărul acela pe care se îngrămădesc. E simplu. Da? Când gradele sunt egale, când gradele yen la 2 și yen la 2, păi și înțește asta. Că ceva stupesc. Asta e legea lui... Nu e nicio lege, este legea bunului simț matematic. Legea bunului simț matematic. Când înțelegi fenomenul, asta e legea bunului simț matematic. Și mai gata. E clar. Da? Da. Nu, nu. Vezi, eu nu m-am dus. Păi știi ce spate factor forțat? Simplificăm piesa asta? Nu, pentru că trebuie să meargă unii. Să înțelegi tu ce căutăm noi acolo. Ce căutăm? Un număr spre care termenii sunt grămădesc acolo. Și ce înțelegi tu? Cum se desfășoară el? Cum dându-i 1, 2, 3, 4 și așa mai departe? Că ăia, despre ăia mă interesez eu cel făcând ei. Da, da, da. Da? Deci despre ei vreau eu să aflu informații. Vezi că, mă rog, dacă tu n-ai urmărit acolo, lecțiile acestea ale mele sunt altfel decât lecțiile care le fac profesorii în mod standard. Și sunt sunat de foarte mulți și tineri profesori. Mă rog, sunt niște examene care se dau de definitivat, de sfârșit, la profesori. Și mă sună cineva, o persoană, care zice așa, domnul profesor, am făcut facultate, am făcut, mă duceam la clasă, luam catalogul sub clasă, făceam pe profesoara și nu știu ce, dar nu aveam noțiune clare. Când am dat de dumneavoastră, totul s-a făcut, totul, cum să spun, s-a limpezit în mintea mea. S-a făcut lumină. Și foarte clar mi-a fost. Și atunci, m-am dus la definitivat și le-am spus că eu aplic metoda profundă online. Când predau și ce fac, încerc să vă copii, nu reușesc că să fiu la nivelul ăsta, dar reușesc. Într-o măsură mă strădui, sper să reușesc. E bine, asta am vrut și dragilor, așa trebuie colegilor mei mă adresez, le spun, predați să vă faceți înțeles ca el, copilul, când stă în bancă, să te poată urmări. Nu-i trezești interesul, vii cu trăsnai, înveți lecția, înveți și învață și el o formulă și o definiție din manual și pe cea o trântește acolo și gata, matematică. Nu e nicio matematică aceea. Bun, mergem mai departe. Da. N-am mai spus el întinde la infinit aici. Să subînțelege la șiruri că el întinde totdeauna la infinit. Da. Deci, nu totdeauna eu pot să spun la limite pentru șiruri când nu întinde totdeauna la infinit. Când va fi, când zic așa, limită
pentru x tind de la 1 din, să spunem, x pătrat minus 1 supra, să spunem, x la 3 minus 1. Așa sta, de data asta. Înlocuim... Dacă înlocuim pe x cu 1, nu? X cu 1, da. Și ce se întâmplă? 1 minus 1, 1 supra 1 minus 1, 0 pe 0. 0 pe 0. Nu știu ce se întâmplă. 0 pe 0 este o nedeterminare. Adică da. Un astfel de șir care după înlocuire te plasează în niște situații de astea, de panică. Da? Sunt cazuri de nedeterminare, spunem noi. Nu poți să te pronunți. Trebuie să faci niște artificii de calcul. Și atunci... Deci, să te revăm mai tare, nu înțeleg eu. Da. Dăm x factor comun. Nu mai merge, că x-ul nu tinde la infinit. Da, nu tinde la infinit. Atât! E lege. Nu, păi, dar că se facă ceva pe infinit, se facă zero, mă, că nu e o lege. E legea bunului simț, mă. Legea bunului simț matematic. Că de ce dau eu factor forțat? Numai când x-ul tinde la infinit sau plus sau minus infinit. Cum e n-ul aici. Da. Că ceva pe infinit face 0. Noi ne-am văzut așa? Că șirul ăsta 1 pe n nu se ducea la 0? Ca să mă creez condiții de șir, pentru șirul ăla, mă. Pentru ăsta, ăsta e motivul. Și numai atunci, când x-ul sau n-ul tinde la infinit. Plus minus infinit. Dar nu că spun eu. Da. Ci șirul ăla de care am studiat noi, forma aceea constantă pe n, nu? Constantă pe n. Tinde la 0. Da? Ăsta e motivul. Sau n, n pătrat, n la orice putere acolo. Păi aici e urâtă treaba. Dar tu vrei să înțelegi ce înseamnă chestia asta? Când zic x tinde la 1, uite ce se întâmplă. Ne apropiem. Păi trebuie să evoluăm eu. De 1. Ne apropiem cu 1, dar de 1 ne putem apropia cu x și din stânga sau din dreapta. Adică cu x mai mici decât 1. Da. Ca numere pe axă. Uite așa. Aici este, să zicem, 0. 1 este aici. Și eu mă apropii cu x spre 1 dinspre stânga, adică vin cu x mai mici decât 1. Da. Hai să vedem, o să vedem concret. Funcția care o am eu la lucru este următoarea funcție. F de x egal cu x pătrat minus 1 supra x la a treia minus 1. Așa este funcția. Da. Dar nu-i bine spus ce aceste funcții. Când am deschis gura și am zis funcție, trebuie să am în vedere rețeta după care se obține y și să am domeniul de ființie. Da. Ce înseamnă domeniul de ființie? Adică x și ce din ce mulțime iau valori? Care e mulțimea pe care x-ul a parcurs? Și spun, x și iau valori numele reale, dar n-au voie să fie cine nu, x-ul cine nu poate să fie. Nu poate să fie 1, pentru că va veni 0. Vine 0 la numitor. Și nu se poate. Împărțirea la 0 nu are rost, da? X-ul nu are zis să fie 1. Deci, x-ul aparține lui el, mai puțin valoarea 1. Și y-ul care o apar. Ei, chestia asta se scrie în matematic. F-ul e definită. Nu se spune că x-ul aparține lui el, mai puțin 1. Zic, F-ul e definită pe el, mai puțin elementul 1. Cu valori, valorile sunt după înlocuire ce om obține. Niște numere reale. Da? O să obțin tot niște numere reale. Ca să ne înțelegem bine, hai să vedem cum evoluează în clipa asta. Când x-ul este... Deci eu viu cu x din stânga lui 1. Din stânga lui 1, hai să iau de la 1 pe 2. Da. Când x egal cu 1, poți să fii și 0. Da? Hai să zicem. Pentru 0. Când x-ul e 0, ce y obțin eu? Înlocuim x cu 0. 1. Minus 1 pe minus 1 face 1.
Când X-ul e 1 pe 2, cine apare ca imagine aici? Va veni 1 pe 2 tot la pătrat minus 1. Deci 1 pe 2 tot la pătrat minus 1. 1 pe 4 minus 1. 1 pe 4 minus 1 face? 1 pe 4 minus 1. Amplificăm la... cu 4. Da. Și va veni 1 minus 4. Da. Supra 4. Și va veni minus 3 pe 4. Deci... F de 1 pe 2, hai să facem calculul, ar să fie 1 pe 4 minus 1, supra 1 pe 8, nu? 1 pe 8 minus 1, și face minus 3 pe 4, ai spus tu? Supra, amplific aici cu 8, minus 7 pe 8. Minus 7 pe 8. Și cum facem calculul ăsta? Prima supra, prima mulțim cu a doua și da. Inversa. Minus 3 pe 4 ori 8, minus 8 pe 7. Pe 7, cu a doua inversate. 8 cu 4 simplificăm. Minus cu minus face plus aici, nu? Da. Și face 3, aici rămâne 2. 3 ori 2, 6. Deci face 6 supra? 6 supra, jos cât? 7. 4 cu 8 s-o simplificat. Da, e 1, 7, 1, 7. Da? 6 pe 7. Deci când x 1 pe 2, face aici cât? 6 pe... 6 pe 7. Mă apropii și mai mult. Mai dau, cât să zic, cât este x-ul așa, jumătăți, să merg cu ideea de a jumătăți intervalul. Ar fi cât? Din 1 a scăzut 1 în sfert. 3 pe 4. 3 pe 4. Deci când x-ul e 3 pe 4, cine apare ca imagine? Ce element apare? F de 3 pe 4, facem calculul. Da, și 0, 1 pe 2, 3 pe 4, 1... Deci F de 3 pe 4 ar face, te rog să mă ajuți, egal cu... Da, și vine 7, 3 pe 4 totul la 2. 3 pe 4 totul la a doua, minus 1, supra. Totul supra. 3 pe 4 totul da. La a treia. Da. Minus 1. Minus 1. Și care îmi face? 9 pe 16. 9 pe 16 minus 1. Totul supra. Supra. 3 la a treia, 27. Supra. Supra 64. 64. Minus 1. Minus 1. Și care îmi dă? 9 minus 16. Așa. Va veni că e minus 7. Minus 7 pe 16. Da. Totul supra. 27 minus 64. Da. Totul pe 64. Și va veni egal cu 7 din 4, 11, de 7 din 14, 7, nu? 37. 37. Deci vine cât? Minus 37. 7. Minus 37 supra 64, 64. Da? Și face egal mai departe, mulțimea pătrată sfârmată. Da. Hai să rog. Și vine... minus 7 pe 16 mulțită cu minus 37 pe 64. Minus cu minus face plus. Putem simplifica. Ce să simplificăm? 16 cu 64. 16 cu 64 va veni simplificată. Vine minus prin 16 chiar. Prin 16, da. Și va veni 3 aici jos. Că 3 ori 16 nu fac atât. 4. 4. 4, 4, 4. Da? 4 e sus, nu? Că e cu cealaltă inversată. Da. Ai zis minus 7 pe 16, înmulțit cu 64, iar doar cu minus 64, supra 37. 16 cu 64, rămâne 4 sus. Plus cu da. Minus cu minus plus, 7 ori 4, 28. 28. Supra 37. Deci, următorul termen este 38
Sau, nu, minus, 20. Minus 20. Deci minus, e plus. Plus, 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 că minus, da. Că minus. Deci 28 supra? 37. Supra 37. Măi, și așa, cu cât mă apropii, când mă apropii foarte, foarte, foarte mult de 1, dar fără să iau pe 1. O să fie din ce în ce mai mulți termeni, dar nu știu spre cine. Asta mă interesează mie, pe mine. Ce se întâmplă cu termenii acestui șir? Aceștia, 1, 6 pe 7, 28 pe 37, așa mai departe, se apropie de cineva. N-aș putea să spun 0, că uite, 28, 37 pare mai mic decât 1, este mai mic decât 1, dar nu știu dacă îți duc spre 0. Nu știu, n-am nicio idee. Dar pot să vin și cu X și din partea asta. Deci cu X și din stânga, și atunci chiar că am limită la stânga, și voi spune, limită la stânga lui 1, deci limita la stânga lui 1 egal cu limită pentru X tinde la 1, cu X mai mici decât 1. Așa avem scrierea. Limită pentru X tinde la 1, cu X mai mici decât 1. Pe din partea stângă. Da, că X sunt mai mici decât 1. Da. Deci nu le-a pe 1. Poate veni 0,90, 90, 99 și mai departe, da? Deci, fără să-l atingă pe 1. Da, nu l-am atins niciodată pe 1. Niciodată nu l-am atins pe 1. Ei sunt cât? Cât știi cât sunt aici? O infinită câte termeni. Deci, 0,0001. Deci, înțeles, sunt foarte, 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 foarte mulți. Mulți. Da? O infinită câte termeni. În orice interval sunt o infinită câte termeni. Cât ar fi intervalul de mic, am acolo o infinită câte termeni. Așa trebuie să înțelegi. Da. Și am lăsat atâția Y, la fiecare X, câte un Y, alt X, alt Y. Se schimbă. Da? Și pe altă valoare. Și acum povestea este asta. Limita la stânga, scrim așa. Limita la stânga lui 1, egal cu limită, pentru X tinde la 1, X mai mici decât 1, din X pătrat, minus 1, supra X la a treia, minus 1. Da? Da. X pătrat minus 1 spre X la 3 minus 1. Limita aceasta este egală cu... Da, eu repet, nu înlocuiesc chiar cu 1, ci cu X mai mici decât 1, nu? Da. Fără să le-a, din stânga, mai mici decât 1. De aceea, n-am să construiesc șirul ăsta, că nici nu pot să-l construiesc. Dacă stau eu generații la rândul să construiască șirul ăsta, nu o să termine. Ca să-mi dau seama cam cum au ei tendința și ce se întâmplă de la un loc încolo, cum se aglomerează ei, spre cine fac chestia asta. Care-i numărul ăla? Cum a fost mai înainte numărul pe care l-am găsit mai devreme și la șirul ăsta 3 pe 4 sau știu. Și aici bănuiesc că va fi ceva. De aceea, după înlocuirii fac 0 pe 0 și este necaz mare. Nu pot să-ți faci. Și atunci o să aplicăm formulă de calcul pe scurtat. X la a doua minus 1, cum mai se poate fi scris? X minus 1 tot la a doua. Noi. X la a doua minus 1? Da. Cum se poate scrie? X la a doua minus 1 la a doua. A la a pătrat minus b pătrat. Asta e. Da. Asta aștept. A pătrat minus b pătrat. Cine este egal? A plus b pătrat. A plus b pe lângă a minus b. A plus b pe lângă a minus b. Deci să notăm formul de calcul. Uite, asta e. De aici ne lovim de acestea. Deci tot ce ai făcut tu, matematică care ai făcut tot până acum, eu nu pot suporta. Nu pot suporta. Pentru că cine te-a agresat cu chestiile astea, n-a făcut decât să te convingă că tu nu poți face matematică. Deci trebuie construcția de jos în sus. Noi, astăzi, facem cunoștință și spun, acum descoper fiecare, în fiecare clipă, câte lucruri îți lipsesc ție. Deci notăm formule de calcul pe scurtat. Da? Formule de calcul pe scurtat. Coborâm și mai jos, nu? Da? Este coborâm și mai jos. Bine ai spus. Deci așa, am făcut odată o lecție să te duci la lecția 124 sau 125, din stiva aceea. Deci 124 sau 125, n-aș putea să mai spun eu exact cât este. Dar cert este așa, tu m-ai invitat
un deputat. Se facă publicitate la o școală, când era la Berzuți, în 2012. Și la o clasă de 8-a. Prof online, invitat să fac o lecție la o clasă de 8-a. Și acolo, când am ajuns, nu cunoșteam casa, nu cunoșteam copiii, mă rog, festivitate maximă, toată lumea. Eu aveam și o televiziune după mine, care făcea un reportaj. Există un film, Persoana non grata, și se poate vedea acolo despre mine. Și ăștia erau de la echipa aceea de filmare și cu ocazia asta au mers și ei acolo și văzut cum fac o lecție. Eu neștiind, m-am apucat la un nivel mediu, jos așa. Când m-am dat seama că am coborât, până la sfârșitul lecții, tabla mulțimii. Nu știu, nici tabla mulțimii nu știu. Lecția este acolo. Am vrut să spun că a fost un moment de panică totală. Eu mă spuneam acum, ce lecție festivă e asta? Când era o realitate a școlii românești. Ori nu se vrea să se știe asta. Nici eu n-aș fi vrut să cobor chiar acolo, dar neștiind ce să fac, cum am făcut tine acum? Ce să fac? Când te-am găsit cu X la doamne, nu știi să-mi spui, trebuie să fac asta, nu? Da. Asta trebuie să fac. Deci, a la doamne, nu. Deci notăm formule de calcul prescurtat. Formule de calcul prescurtate. De aceea am și un volum cu chestia asta. Calcul algebric, care am toate formulele. Demonstrat. Nu vrei să le iei acolo. Nu vrei să le iei. Pățești ca cei mulți. Nu matematica asta care o faci tu, te zăpășește cine te zăpășește pe tine. Acum cât faci tu structuri algebrice. Da. Așa. Pierde de timp. Pierde banii aruncați pe fereastră. Hai să-ți o spun pe cea dreaptă. Da, păi asta e realitatea. Da? Asta e realitatea, nu mă vreau. Da. Asta, meditațiile care ți-au făcut, le-ai făcut, le aruncați, asta o însemnat. Banii aruncați pe fereastră. Așadar. A la a doua minus B la a doua. Este egal. A plus B. Începe cu A minus B. A minus B pe lângă A plus B. Dar oare trebuie să știi mecanic, așa? Măi, cui eu dintre minte chestia asta? Nu, m-am întrebat, dar nu... Te-ai întrebat și ai rămas așa cu întrebare. Hai să ne mulțim, o să mulțumesc două paranteze. Fiecare te... Să ia primul de aici cu toți de după așa. Da? Și așa? Și următorul ia cu toți. Și vine A ori A. A pătrat. Da. Plus AB. Da. Minus BA. Așa. Minus BA sau AB? AB, să păstrăm o da, din da, așa. Da, deci vine minus AB. Da. Minus B pătrat. Minus B pătrat. Se reduce AB cu minus AB. AB și câteodată? A pătrat minus B pătrat. Păi ce chestie? Am ajuns de la întrebat. Păi asta e formula. Așa se demonstrează. Nu ai decât să mulțești, pentru că e bun. Da? Da, da, mă mulțește. Deci, cum? Cum? Matematica nu înseamnă niște formule aruncate așa ca într-un sac. Tu există o logică perfectă. Totul este curge. Curge așa. A la 2 minus 2 la 2 face A minus 2 până A plus B. Așa apropo de asta, X pătrat minus 1, cu cine este egal? X pătrat, X minus 1, pe lângă X plus 1. Vezi, mă? Asta așteptam. X minus 1, pe lângă X plus 1. Hai să vedem a la 3 minus pe la 3. Egal cu A la 3, da. Minus B la 3. Da. Aici ar veni că e A minus B, da. Pe lângă A plus B, pe lângă A plus B, din nou.
Deci, spunem încă o dată. A minus B. A minus B ce? Pe lângă. Pe lângă A plus B. A plus B. Pe lângă A plus B. Pe lângă A plus B. Adică A plus B la a doua. De ce mai scriu pe dată? Dacă mai scriu ori A plus B încă o dată, da, asta... parcă aș spune e... A plus B la a doua. A plus B la a doua. O ar fi bine? Facem calcul. Facem calcul. Adică trebuie să mulțim asta, suntem la 3 plus la 3. Dacă nu dă... Nu e bine pus... Nu e formula bună. Da, dar ne dă. Tu bănești că dă? Da, eu aș fi sigur că dă. Tu ai fi sigur. Ești în stare să te cerți cu mine în seara asta. Da? Și ce dacă? Ne certăm. Hai să vedem. Dar nu știu cum A plus B totul la a doua, cum să fac? Știi și formula asta? Da, paranteza e de două, A plus B pe asta, A plus B. A plus B totul la a doua înseamnă A plus B încă o dată ori A plus B. Și pe asta știi să faci. Da. Se mulțește două paranteze. Da. Cum e? Și A ori A pătrat. Da, A pătrat. Deci A plus B. Să scriu și eu? Da, neapărat. A plus B. A plus B. Vine A pătrat. Da. Plus AB. Plus AB. Plus AB. Plus AB. Plus B pătrat. Plus B pătrat. Și egal cu A pătrat. Da. Plus 2AB. Da. Plus B pătrat. Plus B pătrat. Și aici ar veni 3... Să scriu și pe asta. A plus Hai să mulțim pe asta, da? Pătrat. Înlocuim cu A la doua plus... Plus 2AB plus B pătrat, da? Da. Deci să vedem, e egal, eu tu spui că bați palma și... Dar pun semn de întrebare. Egal cu emoții, spune. Egal cu A minus B, pe lângă. A la a doua. Așa. Plus 2AB. Așa. Plus 2AB. Pe la a doua. Plus pe la a doua. Și egal A la a treia. A la a treia, da. Plus 2A pătrat B. Da. Plus AB pătrat. Plus AB pătrat. A, B pătrat. Minus A pătrat B. Da. Minus 2AB pătrat. Minus 2AB pătrat. B pătrat. Da. Minus B la 3. Minus B la 3. Și acum... Egal cu? Egal mai departe. A la 3 nu mai scriu. A la 3 nu mai este da. Asta. Da. 2A pătrat B. Și mai am A pătrat B? Mai am A pătrat B. Da. Deci ar veni că rămâne A pătrat... Rămâne plus... A pătrat B. A pătrat B. Deci aici avem doi termeni. Da. Așa. Următorul e AB pătrat. Da. AB pătrat la fel. Mai avem 1 și rămâne minus... Minus AB pătrat. AB pătrat. Așa. Ok. Și minus... Ăștia. Minus B pătrat. B la A. Minus B la 3. Minus B la 3. Cât trebuia să rămână? Trebuia să rămână A la 3 minus B la 3. Și am alții. Și eu. Mai am și A la 2 B și minus A B la 2. Deci nu e bună formula. Nu e bună. Nu e bună formula. Era A minus B pe lângă A minus B la plus B. Păi A minus B pe A plus B este asta. Dar la A treia trebuie A pătrat. Ca și A, o A pătrat fac A la treia. Da. B și B la a doua există. Îmi trebuie. Da. Ca să facă B la a treia. Da. Aici e buba. Nu 2. I, doar AB. Plus AB. Plus AB. Atât. Ia să vedem dacă acum am întrebat. Dacă e plus AB, 2 pe unde vezi tu 2 dispare, nu? 2 acela dispare. Și dacă 2 a dispărut, hai să vedem câte ori. 2 a dispărut, vine A la 3 a rămas. A la 3 a rămâne, da. Și vine A pătrat B cu plus, A pătrat B cu minus. Ăștia se duc. Da. Și AB la 2 și minus AB la 2. Și ăștia se duc. Și rămâne minus B la 3. E altă treabă. Deci fii atent acum. Deci A la a doua minus B la a doua începe cu A minus B.
în A plus B, ca să vină A la a doua, iar A la a treia minus B la a treia, tot cu A minus B încep, dar trebuie să fie aici A pătrat, A pătrat din nevoia de a ajunge la A la a treia, A la a doua și cu A, face A la a treia, plus AB, ai văzut că așa a fost, și da. Plus B pătrat. Asta este formula. Pe lângă A pătrat, da. Plus AB, da. Plus B pătrat. Dar A la 4 minus B la 4. Cine ar să fie ori? Minus B. A la 4 minus B la 4. Va fi tot A minus B. Da. Pe lângă. Dacă aici... A minus B. A minus B pe lângă. Neapărat A la cât ar trebui să fie? Trebuie să fie un A la a treia. Neapărat ca să fie la a cu asta fac A la a patra. Și un B la a treia. Aici ce s-a întâmplat? Și un B la a treia la sfârșit. Da. A-ul a început cu A la a doua, o descăzut cu o unitate, de la a doua a ajuns la a treia, și a venit B-ul și l-a ajutat. Zice, ai pierdut un A la a treia, dar vii eu și te ajut. Și au dispare și B-ul crește. Acum, păstrând rețeta de aici, ar trebui să spun aici plus A cât la cât A? Plus A la a doua. A la a doua. Dar ori un B, vine B-ul și zici, te sprijin eu, da. Tu ai pierdut din putere, nu? Da, plus B la a treia. Plus, nu, au încă descrește A la a întâia. Și, da, și B. B la a doua. Și acum vine B la a treia. Și abia acum vine plus B la a treia. Deci, 3, 2, 1, nimic. Și B-ul începe 1, 2, 3. Pe măsură ce exponentul va sta de, crește B-ul. Da. 3, 2, 1, 2, 3. Deci, 3, 2, 1, nimic. Și vine 1, 2, 3. 2 și 1, 3, 1 și 2, 3. Deci 3 și 3 de al 3 trebuie să dea totdeauna suma exponențială. Da. Ca am eu dreptate, hai să facem mulțirea să ne convingem, e calcul. Da. Plus A pătrat B plus AB. Pătrat. Asta B pătrat. B pătrat, B-ul e pătrat. Și B la 3. B la 3. Deci A-ul descrește. Și pe 1, da. Ok, și 1, 2, 3. Și acum să mulțim. Egal cu. A la 4. A la 4. Da. Plus. Plus A la 3 B. Da. Plus A la 2 de la 2. Da. De la 2. Plus A de la 3. De la 3. Și acum începe cu minus B. Și acum a venit cu minus. Deci vine minus A la a treia B. Da. A la a treia B. Minus A la a doua B la a doua. Da. B la